Doamna Liliana Tomulese este directorul Căminului Cultural și vreau, bine v-am găsit, bună ziua, vă mulțumim pentru invitație și vreau să vă spun că mi-a făcut cel puțin mie mare plăcere, pentru că trebuie să le spun celor care ne privesc, că mi-ați arătat tot ce aveți aici în Căminul Cultural, atâta frumusețe, costume populare, pe care, bineînțeles, le vor vedea și telespectatorii noștri. Bine v-am găsit și vă mulțumim pentru invitație. Vreau să ne dați mai multe detalii și mai ales pentru cei nu numai din țară, dar să știți exact cum vă spuneam înainte de acest interviu, să cei din străinătate vor să vadă ce se mai întâmplă aici în zona dumneavoastră. Vă mulțumim tare mult că ați venit și că ne-ați acceptat invitația. Toate astea se întâmplă, tot ce se întâmplă în domeniul cultural, în ziua de astăzi, se datorează domnului primar Adrian Paliștan și credeți-mă că nu este vreo campanie electorală sau ceva. Pur și simplu dumnealui trăiește pentru aceste tradiții și sunt pasiunea dumnealui de suflet. Și ne-a sprijinit în toți cei 15 ani pe care îi vom împlini anul acesta cu acest ansamblu care se numește La Porțile Neamului. Spuneați că acest ansamblu a avut un naș vis-a-vis de numele ansamblului. Exact. Despre cine este vorba? Evident, despre domnul primar Adrian Paliștan, care a ținut neapărat la acest nume. Numele reprezintă locația acestui sat, a palancăi, practic, pentru că aici era fosta graniță cu Imperiul Austro-Ungar. Într-o altă ediție, probabil, vom merge să vedeți unde era granița. Acolo este înmormântat Emil Rebreanu, fratele lui Liviu Rebreanu, după care s-a făcut filmul Pădurea Spânzuraților. Pe toate dealurile astea au fost tranșee, puncte de graniță, grăniceri, oameni care au apărat cu prețul vieții țara și noi am fost aici la Porțile Neamului. Eu nu sunt din Palanca, sunt din comuna alăturată din Brusturoasa, dar am găsit aici, în Palanca, o comunitate de oameni caldă, oameni săritori, oameni dornici de a face lucruri pentru comunitatea lor. Mai târziu veți vedea grupul de șezătoare, unde femeile vin cu un drag și cu pasiune pentru a păstra ceea ce au moștenit de la bunici, de la străbunici. Același lucru se întâmplă și cu ansamblul nostru. Noi nu ne-am înființat ca să devenim vedete. Nu tindem spre televiziune, spre spectacole mari, nu suntem vedete. Noi doar vrem să păstrăm tradițiile, să nu se piardă. Tinerii din ziua de azi să aibă o alternativă la petrecerea timpului liber, că stau numai cu nasul în telefon, după cum știți, că și ai noștri la fel, dar cât vin 2-3 ore la ansamblu, se joacă, dansează, cântă, fac activități care îi aduc aproape de sufletul satului. Ansamblul a fost înființat în urmă cu 15 ani, practic, dintr-o colaborare, dintr-o afinitate dintre soțul meu, fie iertat că a murit în urmă cu 10 ani, îl chema Florina Tomulese, și domnul primar Adrian Paliștan. Soțul meu avea rădăcini aici, bunicii lui locuiau chiar vis-a-vis de căminul unde ne aflăm noi acum. Și văzându-ne pasionați de activitățile culturale și de păstrarea tradițiilor, ne-a adus aproape de dumnealui aici în Palanca. Am înființat acest ansamblu, care, iată, anul ăsta împlinește 15 ani și cu ajutorul acestor tineri drăguți și iubitori de tradiții și de muzică populară și de... Și talentați! Și talentați! Sigur. Să știți că nu neapărat toți sunt talentați, sunt doar dornici și vin poate un an de zile și dau cu stângul în dreptul și până la urmă și la coadă le iese. Și să miră și ei, ia uite că mi-a ieșit pasul ăla care... Deci nu neapărat talentați, doar asta pasionați. Asta pentru că știți dumneavoastră
să-i faceți să le placă și ăsta este rezultatul final. Sunteți modestă și spun asta pentru că spuneați că nu mergeți la televiziuni sau la concursuri, dar noi deja am filmat foarte multe diplome aici la dumneavoastră și am înțeles că aveți mult mai multe. Deci toate aceste diplome ce arată? Arată cel mai bun rezultat al dumneavoastră, munca dumneavoastră de atâția ani, încununată de aceste diplome și bănuiesc și de bucuria copiilor că munca pentru lor... Pentru aia ne-am dus. Exact, da. Pentru bucuria copiilor și să-i încântăm, să-i stimulăm, pentru că degeaba repeți la nesfârșit tu la căminul cultural, dar nu te duci nicăieri, nu te vede nimeni. Facem spectacole și în sat și sunt bine primite, avem niște copii excepționali, dar ei își doresc mai mult, normal, vă dați seama. Să fie vedete, să știți că asta înseamnă. Poate că da. Copilul când urcă pe scenă, pe o scenă într-un alt oraș sau la televiziune, acolo să știți că el se și simte aici, vedetă. Și aici au niște emoții, zic, măi, dar tu ai făcut dansurile astea de 100 de ori. În sală e mama și cu tata tău. Tu de ce ai așa emoții? Nu știu, dar nu mai pot de emoții. Uite așa fac în culise. Orice artist are emoții. Orice artist are emoții. Așa trebuie. Da. Ei, și noi am mers în timpul verii pe dansuri, pe cântece tradiționale din zonă. Avem suitele noastre exact cu ceea ce se dansa acum 100 de ani. Dar după cum ați văzut sau veți vedea, avem Jocul Caprei, care tanti Profira, despre care vom povesti mai târziu, poate la șezătoare, care are acum 93 de ani, era copil mic și tatăl ei juca capra, deci acum 100 de ani, vă dați seama. Da. Și caprele, peste iarnă, erau puse într-o cămară și mama le trimitea după ceapă, după cartofi în cămară și se temeau de capre și mama spunea să știi că o să le bag pe foc. Nu, evident că nu le băga pe foc, dar ideea este că acum 100 de ani era capra încă în sat, aici se juca. Au fost câteva zeci de ani în care se aproape că se pierduse, dar cu ajutorul ansamblului am reînviat-o. La fel, Jianul. Până în urmă, cu vreo 12 ani, Jianul era făcut de oamenii din sat. N-aveam noi legătură cu ansamblul cu ei. Da. Dar cu timpul au mai îmbătrânit, s-au mai lăsat, unii au mai plecat și am avut vreo 4-5 ani în care nu s-a mai făcut Jianul deloc. Acum l-am făcut noi cu ansamblu. Este bine primit, evident că am făcut o ediție, o variantă prescurtată, deci Jianul are peste o oră și jumătate, da, datorită unei doamne inimoase, doamna Paraschiva, a Magdei, care ne-a donat și obiecte pentru șezătoare și care organiza dumneavoastră Jianu atunci. Am făcut o selecție a textului, ce este cel mai important. Ne împrumută cartușieră, ne împrumută cizme, ne împrumută tot ce poate. Ea este trup și suflet, dar dumneavoastră are și dumneavoastră o vârstă și o sănătate mai șubredă conform vârstei și nu mai poate să vină alături de noi, dar ea vibrează pentru noi. Și deci avem Jianul, avem capra, pe care le prezentăm cu ansamblul. Mai avem un joc al măștilor, care nu era neapărat o tradiție de la noi, jocul măștilor. Însă este o glumă de sezon, care este foarte gustată de public și oricum oamenii se mască, dar în sat sunt urși. Urșii sunt la putere. Însă ce este special la urs, unul dintre urșii din Palanca, este că are bătaia cu un singur băț, care era bătaia arhaică. Când eram eu copil, acum mai bine de 50-60 de ani, așa era bătaia, cu un singur băț. Nu apăruse bătaia cu două bețe, cum este la Comănești, la Dărmănești, apăruse întâi. Ei, aici, ei s-au străduit și merg cu bătaia cu un singur băț și au piei de vițel, că pe atunci nu era așa mulțime de piei de urs. Da. Dar avem și urși cu două bețe, cu piei de urs. Avem acest urs din Lunca Ciugheș, care este foarte special și pe care o să vă așteptăm la datin să-l vedeți. Abia așteptăm să venim. Da, da. O să vă dăm la un moment dat niște imagini cu ei măcar și o să vedeți.
Iar aici, după cum se vede, avem o parte din zestrea ansamblului, pentru că nu avem tot ce este, dar avem bețele de la mascați, puștile jienilor, în dulapuri avem pletele, avem caschete, avem tot felul de lucruri care ne sunt de folos, pe care le-am adunat în decursul timpului, le-am cerut din sat, ne-au ajutat oamenii, ne-au, în sfârșit, cum am putut și noi, dar nu ne-am lăsat. Și ansamblul tragem nădejde să meargă înainte și vă mai invităm să ne mai vedeți la spectacole și să ne mai arătați lumii, nu doar celor de departe, chiar și celor de aproape. Da, așa este, pentru că și cei de aproape trebuie să știu. Toți oamenii, da, simt nevoia să vadă așa ceva și cel puțin cei din sat sunt atât de mândri de copiii lor și, vai, v-am văzut la televizor, dar era după nu știu câtă vreme după ce ne dăduse undeva la o emisiune. Ei, asta e foarte important, vedeți da, că... Da, și erau și îmi spuneau, să știi că aseară au fost copiii noștri la televizor, dar nu erau copiii lor din familie, da, dar da, erau copiii satului, care... Da. Satul e o mare familie la noi. Da. Câți copii aveți în ansamblu și între ce vârste? Fluctuează. Da. Uneori am 50, alteori am doar 30. Cei mari cu care mergem la spectacole sunt vreo 15-20 cu care poți să mergi la televiziune. Așa, profesioniști. Iar ceilalți, da, mai profesioniști cum ar veni, care vin de mulți ani și sunt foarte specializați. Și mai avem alții mai mici care sunt în curs de învățare, dar noi mergem de atâția ani fără instructor. Ei învață unii de la alții. Ceea ce mi se pare minunat și învață ceea ce-ți dansa în sat. Asta este important, exact. Da, să nu luăm tradițiile din altă parte. Tradiții din altă parte, nu. Strict ce să dansa aici în sat avem. Da. Spuneți-mi, tot am spus despre această denumire la porțile neamului. Dumneavoastră mai aveți la porțile neamului scris pe coperta unei cărți, da? Să ne povestiți câteva lucruri despre această carte. Îndată, doar mai trebuia să menționez ceva important despre ansamblu. Ansamblul este înființat prin hotărâre de Consiliul Local și cheltuielile necesare funcționării acestui ansamblu sunt suportate de primărie, de banii din Consiliul Local, cum ar veni, cu aprobare de la Consiliul Local. Adică dumnealor ne-au aprobat să cumpărăm costume, două rânduri de costume chiar, dacă avem de plecat undeva, tot primăria suportă transportul, fie că ne dă microbuzul școlar dacă îi împrejurim, fie ne închiriază microbuz pentru mers mai departe. Și, cel mai important, nimeni nu plătește niciun leu. Copiii vin din plăcere. Doar din plăcere. Vă rog să mă credeți că eu cunosc foarte puțini părinți. Spre deloc. Îi mai știu pe aia care vin de 15 ani, de 10 ani. Mai știu câțiva din părinți, că e inevitabil până la urmă aveam cum să-i cunosc. Dar orice copil vine la repetiție și deschide ușa și zice am venit să vreau și eu să vreau să dansez. Stai acolo, te uiți, dacă vrei dansezi, când ai să fii pregătit să dansezi, să dansezi, cât nu stai și te uiți. Unii vin o lună, vin două și nu mai vin. Și după aia, după 4 luni, apar din nou. Da. Și sunt la fel de bine primiți. Nu-ți constrângi de nimic, este pasiune pură. Asta e foarte important. Și faptul că nu dai niciun ban. Exact, da. Și demonstrează, exact, că ce spuneați, nu, asta nu înseamnă că atunci când vrem să mulțumim cuiva, înseamnă că e campanie electorală. Nu, de ce? Atunci când se fac lucruri foarte frumoase, lucruri care dezvoltă comunitatea, trebuie să spunem și să știe toată lumea. Așadar, trebuie să mulțumim domnului primar și Consiliului Local. Categoric, categoric. Da, și spuneți despre că suntem la Căminul Cultural și s-a făcut pe proiect european. Da, Căminul a fost renovat prin Compania Națională de Investiții, un proiect CNI de aproximativ 1 milion de lei. A fost făcut o reabilitare, practic. Domnul primar ar fi vrut să-l facă mai mare, dar spațiul nu ne-a permis incinta. Însă au fost create niște anexe. Acolo avem vestiare pentru cei din ansamblu, grupuri sanitare, chiar dușuri.
unde băieții deoparte, fetele deoparte, unde poți să se schimbe, poți să-și lase hainele de acasă, iar la subsol sunt grupuri sanitare pentru oamenii din sat care vin la un spectacol, avem chiar și pentru persoane cu handicap, centrală, care dă căldură în toată clădirea, aer condiționat în toate încăperile, este făcut după standarde europene, ne-au prins în proiect și ceva sonorizare, stații, microfoane, niște boxe. Adică aveți tot ce vă trebuie. Avem tot ce ne trebuie. Dorința avem, putința avem, exact. Ce să ne mai lipsească? Nimeni ne deci lipsește. Drumul către succes e asigurat, așa se pare. Și vede. Da, da. Așa, și în decursul anilor, că după 15 ani de stat în localitate, am întâlnit tot felul de persoane vârstnice care ne-au povestit întâmplări din viața lor, din tinerețea lor, din război, din tot felul de întâmplări din sat. Veneam acasă și mă gândeam, măi, cum să le las eu așa nespuse nimănui? Exact. Le scriam pe ceva, pe altceva, într-un calculator, într-un caiet. Și până la urmă au început să capete o formă coerentă. De acolo am ajuns la concluzia că trebuie să cercetez arhivele. Iar domnul primar m-a încurajat și m-a ajutat și mi-a dat voie să merg la arhive. În mai multe reprize, am făcut multe poze și multă cercetare. Și în urma acestui volum de informații pe care le-am adunat, a rezultat un volum de repere monografice ale Comunei Palanca. Nu poate fi considerat o carte de istorie și nici o monografie, că nu respectă niciun criteriu a unei monografii adevărate. Da, da, da. Însă reflectă viața satului. Acesta este volumul. El conține povești despre haiduci, povești cu fantome și cu ele. Nu mai spun că primul capitol este într-adevăr cu repere monografice. Face referire la toată zona de graniță, începând de la 1400 și ceva de când au apărut referiri la zonă, tot ce am găsit am pus acolo. Foarte interesant. Deci locuitorii din Palanca erau plăieși, păzitori ai granițelor. Ei au fost aduși din țară de undeva să păzească granița și până la urmă ei au rămas aici fixați și au creat comunitatea. Iar după sute de ani au venit în satul Ciugheș de dincolo de munte români care au fugit din fostul imperiu. Practic erau români din Transilvania. Dar acolo erau iobagi, erau asupriți din calea afară, forțați să-și lase limba, să-și lase religia. Mare parte dintre ei sunt catolici și încă sunt catolici și acum. Asta nu i-a împiedicat să facă casă bună cu locuitorii din Palanca. Satul a pornit de la deal la vale și într-o bună zi s-a întâlnit cu Palanca. Este foarte interesantă istoria locurilor și am prins acolo tot ce am putut afla și din primul război mondial și din al doilea război mondial. Am pus despre obiceiuri și tradiții, am pus povești ale bătrânilor, am mai multe familii care ne-au împărtășit din poveștile lor de viață. Despre ansamblu am scris. Ce am gândit eu, am pus acolo tot ce am putut. O asemenea carte, cu siguranță, merită să fie citită. Cartea a fost tipărită tot cu cheltuiala primăriei, că dacă era să pun eu din buzunar bani, poate nu mai făceam sau... Da, da, da. Sau nu mai făceam. Sunt costuri mari, sunt costuri mari, da, așa sunt costuri, este. Nu exagerat de mari, dar totuși 100 și ceva de milioane parcă nu-i de colo și domnul primar a decis că merită și nu știam cum să se numească volumul ăsta și cum se putea numi altfel decât La Porțile Neamului, că Palanca a fost La Porțile Neamului sute de ani. Da. Și era păcat să nu fie numele ăsta.
Am foarte multe de spus despre Palanca, dar... Mai lăsăm și pentru data mai viitoare. Mai lăsăm și pentru data viitoare și pentru data viitoare, pentru că o să vedeți că sunt multe, da, de spus. Acum ne pregătim să mergem la așezătoare. Mergem la așezătoare, da, ne așteaptă doamnele, da. Frumoase acolo. Da, sigur, așa să vă placă. Noi vă mulțumim deocamdată și, mulțumim. Și continuăm discuția la așezătoare. Sigur, sigur. Seara. După cum vă povesteam ceva mai înainte, iată că am ajuns și la grupul de așezătoare. Acest grup are de acum aproape 7 ani de când este înființat. Mai ales prin pasiunea doamnei Cătălina Wenzel și a soțului dumneai, domnul Mitruț, care negreșit în timpul iernii și a timpului când se mai pot face șezători, au fost aici la ora 6 în fiecare luni, de ani de zile. Și încet, încet s-a adunat grupul de doamne care vin aici cu drag. Serile astea sunt o încântare. Noi povestim tot ce mișcă prin sat, povești vechi de tinerețile lor, facem schimb de modele, învățăm să lucrăm ceea ce nu știam, unele de la altele învățăm, vedem modele noi, vedem lucruri noi, mâncăm o prăjitură, sărbătorim pe câte cineva dintre noi. Lunea trecută, dacă ați fi fost, ați fi participat la sărbătorirea doamnei Profira, mama doamnei Cătălina, tanti Profira, mai exact, are 93 de ani, împliniți acum o săptămână, lunea trecută. Și am făcut o prăjitură și o ciocolată și o floare ca să marcăm evenimentul. Dumnezeu ne-a ajutat de la început, de când am pornit noi șezătoarea. Ea a făcut, a pus stativele, urzeala, s-a băgat și pe dedesubt, că e o bătrânică sprintenă și drăgălașă și plină de lumină. Și toate doamnele de aici sunt la fel de nu știu cum să spun eu, calde. Vin aici cu drag. La noi nu este bârfă, că l-au făcut așa, că l-au făcut așa, nu ne interesează de nimeni. Venim cu drag și povestim și mai cântăm uneori, dacă mai cântăm, uneori vin tinerii din ansamblu și ne mai dansează, mai învață și tinerii. Avem uneori serii în care avem mulți copii,
cărora le învățăm să lucreze. Avem și băieți, avem acolo sacul cu pene, să învețe să facă rogojini, că și băieți trebuie să lucreze ceva. E o atmosferă frumoasă. Pleci de aici întinerit, după 2-3 ore, pleci întinerit cu ani de zile. Din păcate nu se mai pot face, pentru că am primit și critici, evident, online. Păi da, asta se făcea de acum, v-ați trezit și voi acum. Păi ne-am trezit și noi acum, că undeva trebuie păstrat. Și înainte vreme te duceai cu lucru în vecini, la vecina de la deal, la vecina de la vale. Acum vecinii s-au mai rărit, nu mai lucrează toate femeile, mai găsești una la 10 case care mai lucrează. Și atunci am găsit un loc unde să... pe teren neutru. Aici este o fostă școală și ne-am făcut un cuibușor, toate doamnele au adus de pe acasă, fiecare ce a putut, care o pernă, care un covor, care un lăicer, care un preș, care doamna Paraschiva Magdei ne-a donat aceste obiecte vechi, furci, de tors, roți, puse și tot felul de lucruri pe care le vedeți aici în încăpere. Paturile s-au dus tot așa de prin sat, paturi cu înăuntru au saltea cu fân. Obiectele de pe dulapuri, unele dintre ele sunt de la muzeul din localitate, altele sunt aduse tot așa de doamnele din șezătoare. Dumnealor vin când pot. Dacă azi au treabă, nu vin. Vin data viitoare. Data viitoare vom fi 20 și ceva și data următoare poate vom fi doar 7. Dar fiecare face cum poate și vine când simte că are timp și nu se grăbește și să-i placă. Și în orice luni vă așteptăm alături de noi. Nu suntem un club exclusivist. Suntem femei din sat foarte obișnuite, nu cu mofturi, nu cu aere, păi, dar nu ne ducem cu noi, nu ne primește acolo. Ba, vă primim pe toți. Chiar dacă sunteți de la nu știu unde și ați venit în zonă, lunea seara ne găsiți aici. Și vă așteptăm cu drag. Vă mulțumim! Ule, cum crea sarară, nu lăsa țara să piară.
E,